Doamnelor, domnilor, la mulți ani și an nou fericit, prima emisiune la Regio TV Transilvania din noul an, emisiunea Regio Sport. Începem anul la fel ca și în urmă cu 365 de zile, mai exact o emisiune dedicată memorialului Radu Gog, un eveniment caritabil care a ajuns la cea de-a 13-a ediție. Astăzi am invitat în studio pe doi dintre organizatori, Asociația Cavalerii, domnul Ioan Onicaș. Bună seara și la mulți ani tuturor celor care ne urmăresc la această oră. Și domnul Robert Goie. Bună seara și la mulți ani tuturor. În primul rând, aș vrea să facem așa un scurt istoric a ceea ce a fost Radu Gog, omul pentru care se organizează acest eveniment caritabil, mai în memoria căruia se organizează acest eveniment. Din păcate, mi-a fost și mie coleg în arbitraj, a plecat dintre noi mult prea devreme, la o vârstă nici 25 de ani. Da, exact. Da, într-adevăr, Radu Gog a fost colegul nostru, pentru că, exact cum ai spus și tu, și ți-a fost coleg, pentru că într-o perioadă a carierei tale a fost inclusiv arbitru de fotbal. A fost colegul nostru, putem spune că o mare speranță arbitrajului sălăjean la acea oră, la acea dată, dar din păcate nu se mai află printre noi de 14 ani, pentru că noaptea de 14-5 ani, în anul 2003, a suferit un grav accident de circulație, în urma căreia și-a pierdut viața. Noi ne-am gândit, în primul rând, și de fapt de aici s-a născut și ideea memorialului. Primul an ne-am întâlnit doar colegii lui pentru a-l comemora. Am organizat o acțiune de mini-fotbal la sala de sport Avram Iancu. Au fost 4 echipe formate numai din colegii lui. Era vorba o echipă formată din arbitri din Jibou, 2 echipe formate din arbitri din Zalău și o echipă formată din oficialii AJF, care de asemenea au fost tot colegii lui Radu. La fel s-a întâmplat și în anul următor, în 2005, când au participat aceleași 4 echipe. Erau momente în care depăneam amintiri, discutam despre colegul nostru Radu, ne părea foarte rău că nu mai este. Și iată că am ajuns după 14 ani să dezvoltăm această acțiune. Este un eveniment, pentru că plecând de la o simplă competiție mini-fotbal la care participau 4 echipe, iată că am ajuns, nu o să vă pot da numărul exact de echipe pentru ediția 2017, pentru că înscrierile încă se fac în continuare până miercuri, data de 4 ianuarie, dar pot să vă spun că la ultima ediție, cea din 2016, au fost un număr record de echipe, 21 de echipe participante pe 2 categorii, Open și All Boys. Interesul pentru competiție a fost în creștere de la an la an, dar așa cum spuneam, să nu începem să vorbim încă despre tot ce a fost în spate, în ultimii 13 ani, să spunem totuși. O să-l prezentăm pe Radu pentru cei care nu-l cunosc. Eu am vorbit ca și cum, de fapt, noi îl cunoaștem, de cei care sunt aici în studio, dar trebuie să-l facem cunoscut și pentru cei care ne urmăresc la această oră. Radu Gog s-a născut Radu Gog a devenit arbitru, s-a născut în 19 iunie 1978, a fost absolvent al Liceului Pedagogic Gheorghe Șincai, al Facultății de Istorie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, anul 2000, și al Masterului în Relații Internaționale, pe care l-a încheiat în anul 2002. A devenit arbitru stagiar în anul 1995, iar un an mai târziu a obținut categoria a doua. În 1999 a trecut cu brio examenul pentru categoria a întâia, iar din anul 2000 a devenit arbitru divizionar. Fac o paranteză, un arbitru de perspectivă, pentru că avea calități deosebite, atât fizice cât și din punct de vedere al regulamentelor. Era deci stăpânea foarte bine regulamentele.
avea o carieră în față, inclusiv în arbitraj, la fel cum a demonstrat-o și din punct de vedere al studiilor pe care le-a absolvit, cele două, deci facultatea, Universitatea Babeș-Bolyai, cât și masterul. Din anul, deci 2000, a făcut parte din lotul divizionar, a arbitrat peste 300 de jocuri de când a început arbitrajul, reușind până, deci în 2 ani de zile să arbitreze, pentru că a 2 ani de zile a activat ca și arbitru în Liga 3, a adunat peste 40 de jocuri. Chiar și în tragica noapte, nici mai știu cum să o numim, pentru că este un moment de care nu ne aducem cu mare plăcere aminte, acea noapte groaznică în care și-a pierdut viața, el se pregătea pentru participarea la un turneu de fotbal în sală, organizat de Asociația Națională de Fotbal Sălaj, și se îndrepta spre Zalău pentru a participa în ziua următoare la această competiție de fotbal în sală. Acesta a fost Radu Gog, dar ceea ce este foarte important și de fapt și scopul acțiunii noastre este ceea ce a rămas după Radu Gog, pentru că Radu a lăsat în urmă o familie, a fost căsătorit cu Nadia Gog, iar a reușit să-și întemeieze o familie. În momentul când a decedat, avea un copil pe Andrada Lucreția, născută în anul 2001, și, din păcate, cel de-al doilea copil, Raluca Maria, născută în 30 iulie 2003, s-a născut la 7 luni după decesul tatălui său. Deci, măcar nu a reușit să-și cunoască tatăl. Dar cred că aceste acțiuni pe care le organizăm, aceste comemorări pe care le facem, ea este prezentă, de fapt și doamna Gog și cele două fiice sunt prezente la fiecare ediție, stăm de vorbă cu ele, încercăm să-i spunem că să-l prezentăm pe Radu și în special lui Raluca, care pur și simplu nu a reușit să-l cunoască deloc. Noi, bineînțeles, că îl prezentăm că a fost cel mai bun tătic din lume, că a fost cel mai bun om din lume și este, într-adevăr, sunt lucruri pe care și copiii și familia, deci prin aceste acțiuni pe care le organizăm, poate că trec mai ușor peste greutățile vieții. Pentru că nu este ușor să rămâi singură în vâltorile vieții cu doi copii, cum este doamna Nadia. Chiar pentru cei care nu cunosc situația familiei în acest moment, doamna Nadia Gog, pentru a-și putea întreține cele două fiice, a trebuit să-și caute un serviciu în Spania, iar cele două fiice au rămas în grija mamei sale. Deci este o situație foarte grea, pentru că și mama sa este singură, deci nu are tatăl Nadiei decedând. Este, într-adevăr, o situație foarte grea, dar asta nu le-a împiedicat pe cele două fiice să îi semene în tocmai lui Radu. Nu mă refer la arbitraj, pentru că nu au luat-o pe această cale, dar din punct de vedere al pregătirii școlare, sunt două fete extraordinare. Eleve eminente, din câte am exact și eu. Da, mama, deci Nadia Gog, de fiecare dată se mândrește și ne prezintă mediile care le-au avut în ultimul an cele două fete. Și întotdeauna ne-am bucurat și noi și, din acest punct de vedere, seamănă mult, cele două fete seamănă cu Radu. Noi am început să organizăm acest eveniment, mă refer acum și la mine, m-am inclus pentru că din acest an sunt și eu membru în Comisia de Organizare a Memorialului Radu Gog, în primul rând și pentru a depăna amintiri, să ne aducem aminte de vremurile când Radu era printre noi, dar și cu un anumit scop. Pe lângă cel sportiv, o întrecere și unde unii colegi de ai noștri sau, mă rog, foști colegi arbitrează și alții joacă, cele alții. Două fete pot să vadă cam ce a făcut tatăl lor pe lângă profesie. Scopul este, Robi, dacă vrei să ne spui tu exact, unul caritabil, nu? Da.
Scopul acestei competiții este unul caritabil, iar pe lângă turneul de mini-fotbal, mai organizăm și o tombolă cu premii și începând din anul 2015, organizăm o licitație de tricouri din lumea sportului, care se pare că are un real succes. Și cel mai important lucru este că toate încasările realizate sunt donate familiei GOG. Mai puțin cheltuielile, care evident sunt totul implică și cheltuieli. Bineînțeles. Chirie și la sală și... Da, aici aș vrea să fac și o mențiune, pentru că am plecat la drum, am apucat să vă prezint doar primele două ediții în care au participat doar colegii lui Radu. Ne-am gândit, pentru că într-adevăr, aflând situația grea care există în creșterea celor două fete, noi bineînțeles că fiecare dată am acordat un anumit sprijin financiar, dar fiind doar un grup mai restrâns, pentru că arbitrii sălași pentru la acel moment erau 50-60 de arbitri, sumele nu erau la nivelul la care ne-am așteptat. Și de aici s-a născut ideea ca să mărim participarea, deci să chemăm și alte echipe, să organizăm o competiție la care să participe și alte echipe. Și dacă am început cu 4 echipe, din 2006 deja competiția a avut 8 echipe la start, deci au apărut echipe din afara celor de la arbitra sau de la AJF Sălaj. Chiar aș putea să spun și cine a câștigat ediția respectivă în 2006. AJF Sălaj a învins Dani San cu 2-1 în finală. În 2007, tot 8 echipe participante, Adicom a învins Lux Invest în finală. 2008, tot 8 echipe participante, Adicom a învins Nazaretul. În paralel, pentru că aici nu trebuie să trecem și peste cea de-a doua componentă acestui eveniment, pentru că primul, într-adevăr, a fost competiția mini-fotbal, de aici s-a plecat cu organizarea unei competiții mini-fotbal, a apărut ideea organizării unei tombole. La această tombolă, deci premiile pentru această tombolă erau donate tot de noi, deci de colegii lui Radu, sau în unele situații pentru premiul întâi, premiul special, din fondurile care le adunam pentru competiție, achiziționam un premiu care să atragă pe cei care participau. Dar vreau să vă spun că foarte multă lume cumpărau biletele pentru licitație, mai mult din dorința de a ajuta. Din punct de vedere cel al tombolei, putem să spunem că a fost al doilea obiectiv al acestui eveniment care a ajuns în acest moment la ediția 13-a. Un lucru foarte important, pentru că și prin tombolă am reușit încet, încet să strângem sume frumoase care, alături de donațiile și de sumele rezultate în urma organizării competiției mini-fotbal, a început să crească suma donată familiei. Plus de asta, cred că biletele la tombole nu luau doar echipele participante, erau și simpli cetățeni care veneau să urmărească probabil turneul. Vreau să vă spun și contribuiau astfel să fondurile creșteau de la... Ne-a bucurat foarte mult că toți cei care erau prezenți, atât echipele, jucătorii, cât și spectatorii din sală, care participau ca și spectatori, erau prezenți în tribune, au înțeles scopul acțiunii și inclusiv scopul organizării acelei tombole și au să spun că niciodată nu ne-au rămas bilete. Deci câte bilete am tipărit, întotdeauna le-am văzut pe toate. Sau dacă mai rămâneau câteva, făceam noi un ultim efort, cei care mai aveam încă 30-40, mai luam ultimele bucăți. Da. Tot legat, aș mai dori să spun câteva cuvinte, pentru că ajungând la ediția 2016 la un număr de 29 de echipe, și nivelul competiției de mini-fotbal a crescut foarte, foarte mult, echipe foarte, foarte bune. Deci chiar și nivelul celor două categorii, pentru că v-am spus, jucăm de 3 ani pe două categorii, Open și All Boys. Am avut un număr de 21 de echipe care, aceste echipe, nu numai că ne-au ajutat pentru realizarea scopului acestei acțiuni, dar aș putea să dau două exemple. Prin Memorial Radu GOG am reușit să reunim grupul
Armăturii Zalău sau chiar a Minerului Sărmășag în premieră. Minerul Sărmășag, o echipă cunoscută în fotbalul sălăjan, a dispărut de ani de zile, nu s-a reușit niciun fel de reorganizare. O echipă care activa în Liga 3-a. Liga 3-a, o echipă cunoscută în fotbalul nostru. Activează nici la nivel de județ. Da, din păcate, cei care se ocupă în cadrul primăriei Sărmășag de sport, se pare că au neglijat total și de când a dispărut Minerul Sărmășag, nu e sportul, sau mai bine spus fotbalul, a dispărut total din Sărmășag. Dar iată că în 2016 ne-am reușit, prin acest memorial, să-i adunăm pe foștii jucători ai Minerului. S-au revăzut cu mare plăcere, mi-aduc aminte de Nelu Melec, de Pașca, Florin Morar și alți jucători care au făcut, Crișan Cristian și alți jucători care au făcut parte din generația Minerului Sărmășag de acum 15-20 de ani. La fel s-a întâmplat și cu Armătura Zalău, a fost o premieră și o surpriză pentru noi. Eu, când am copilărit și am început să cunosc tainele fotbalului, prima echipă pe care am cunoscut-o era Armătura Zalău. Și aici chiar vreau să mai fac o paranteză. Ulterior, devenind arbitru, eram întrebați de anumiți curioși, prieteni, care doreau să facă glume cu ce echipă țin la fotbal. Bineînțeles că era o întrebare cu substrat și întotdeauna spuneam cu Armătura Zalău. Echipă pe care nu puteai să o arbitrezi niciodată. Exact, nu puteam, fiind zeloan, nu puteam să o arbitrezi niciodată. Dar a apărut o problemă în care a dispărut echipa Armătura Zalău. La aceeași întrebare nu mai aveam răspuns. Da. Mi-ai făcut așa un scurt istoric până în 2008. Dacă ai putea să-mi spui în ordine cronologică, ca să spunem așa, cum a crescut numărul echipelor participante și chiar și câștigătoarea, dacă ai și la celelalte ediții. Da, în 2009 am avut deja, am trecut la 10 echipe, am reușit să adunăm la start număr de 10 echipe. Echipa Dream Team a învins Cavalerii cu 5-2. De fapt, era un derby al campionatului de mini-fotbal sălaj la acea dată. Acel derby s-a mutat inclusiv și la Memorialul Radu Gog, cele două echipe ajungând să se întâlnească în finală. În ediția 2010 au participat de asemenea tot 10 echipe. Dream Team a fost învinsă în finală de către Adicom, după loviturile de partajare. În 2011 am reușit să atragem un număr de 16 echipe, unde Adicom a învins în finală echipa Dacia Zalău. Din păcate, în 2012 nu am reușit să organizăm competiția, datorită faptului că în acea perioadă sala sporturilor din Zalău era în renovare, iar toate competițiile oficiale, inclusiv antrenamentele echipelor de handbal, volei, se disputau în sala Vrameancu, acolo unde organizam noi de obicei competiția, și a fost, din păcate, singurul an în care nu am reușit să organizăm memorialul datorită faptului că nu am avut o sală adecvată. Și aici acest un impediment s-a simțit în anul următor, faptul că a existat o scurtă pauză în deja tradițională, că era deja tradițională. Da, a existat pentru că în 2013, când am organizat o nouă ediție, au fost doar 12 echipe. Deci iată că și la o competiție caritabilă, lipsa de continuitate poate să ducă la scăderea calității și capacității competiției respective. În sport, în general, lipsa continuității duce la regres. Este o dovadă și memorialul Radu Gog. Da. Dacă tot am vorbit despre sala de sport, într-adevăr, la început am avut acces și în sala sporturilor, pentru că se putea juca mini-fotbal, dar între timp, odată mai ales cu renovarea, nu s-au mai disputat competiții de fotbal la sala sporturilor. Am avut și avem, de fapt, o colaborare foarte bună cu cei de la, deci cu conducerea Liceului Sportiv Avram Iancu, o instituție subordonată primăriei, chiar și cu primarul care a fost la acea perioadă și la fel și cel care este acum. Toți au înțeles scopul caritabil al acțiunii și ne-au ajutat prin faptul că ne-au pus la dispoziție sala de sport, pentru că nu este foarte ușor să renunți la unele competiții care le ai, antrenamente, și să o pui la dispoziție pentru organizarea unei competiții de asemenea învergură. Pe această cale doresc să mulțumesc încă o dată atât conducerii Liceului Sportiv Avram Iancu, cât și primăriei municipiului Zalău.
2013-2012 echipe, dacă poți să-mi spui și câștigătoarea până acum, văd că... Adică da, în 2013 am avut o câștigătoare surpriză, este vorba despre Dinamo Zalău. Această echipă și cred că și după, atât după fularul care îl vedeți aici în față, cât și tricolurile care sunt în spate, este, deci, Dinamo București, pentru că de aici s-au inspirat cei care și-au alcătuit această echipă, majoritatea microbiști și suporteri echipei Dinamo. Dinamo București are foarte mulți suporteri în Zalău, în Sălaj. Și nu numai că sunt foarte buni suporteri, iată că au fost și buni sportivi pentru că au reușit să câștige ediția din 2013, învingând în final echipa DICOM. Aceeași echipă s-a impus și în 2014, când au învins în final echipa Tenaris. La ambele ediții, atât în 2013 cât și în 2014, am avut un număr de 12 echipe participante. În 2015, în final, echipa Aerodezmembrări a învins Diaguard. A fost o competiție în care au participat 16 echipe, iar, după cum v-am spus, ultima competiție organizată, cea din 2016, unde au participat 21 de echipe, în finală, la Open, echipa Marisa, formată din marea majoritate a jucătorilor de la Diaguard, a învins Eurodezmembrări. Sperăm ca în această ediție, ediția a Memoriei Radu Gog 2017, să avem cel puțin 21 de echipe. Sunt convins că până miercuri o să ajungă numărul de echipe, mai ales că după Revelion, oamenii cred că la această oră sunt acasă. Eu sper din tot sufletul că ei ne urmăresc la această oră și din câte știu, dar asta oricum o să vorbim în partea a doua a emisiunii, de în acest an o să avem și echipe din afara județului Sălaj, ceea ce este un lucru îmbucurător. Ca și număr de echipe, cred că Robert poate să vă prezinte situația care o avem până la sfârșitul anului 2016. Deci echipele care s-au înscris până... O să-i dau cuvântul la Robi în partea a doua. Vreau să vă întreb dacă până la această oră cea mai premiată echipă de la Memorialul Radu Gog s-a înscris și la ediția din 2017. Dacă Adicom... Este pe lista participantelor. Da, și am creat, ca să facem și o glumă, chiar am creat o categorie specială, cea de All Boys, pentru că cei la Adicom, vedeți, ei au participat, Adicom a fost una dintre primele echipe invitate la noi în 2006. Deci iată că evoluează în competiția noastră de 10 ani și bineînțeles că odată cu trecerea timpului nu s-au mai încadrat la categoria Open, sau mai bine spus, nu mai fac față categoriei Open și în consecință aceeași echipă, deci cu care s-a început în 2006, participă iată și după 10 ani de zile la această competiție, dar la categoria All Boys. Nu știu dacă v-ați gândit la treaba asta, dar vă dau temă de gândire până trece o scurtă pauză de publicitate și vreau să-mi spuneți în partea a doua emisiunii dacă se va mai face și un meci demonstrativ, cum s-a făcut în urmă cu câțiva ani. Publicitate.